Să deschidem Sfânta Carte Biblia la întâia epistolă, a doua epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1, și citim de la versetul 1 la versetul 11. Pagina în Biblie 1196. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru, Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava Sa și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași, firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră faptă, cu fapta cunoștință, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plină cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Aleluia. În adevăr, în chipul acesta, vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Aleluia. Amin. Vă rog să luați loc. Iubiți frați și surori, dragi invitați, stimate frate primar și toți cei care sunteți aici, doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă salut din partea bisericii unde prin harul Domnului slujesc, Betel din Sighetul Marmației. Vă salut din partea conducerii cultului creștin pentecostal din România, har, pace și binecuvântarea Domnului să fie peste dumneavoastră, peste familiile pe care le aveți. Dumnezeu să mângâie și să întărească familiile care au trecut prin aceste încercări grele, de care am auzit mâna bună a bunului, marelui stăpân să fie întinsă peste toți și Părintele mângâierilor să mângâie El inimile întristate și îndurerate. Amin. În seara asta m-am oprit la pasajul acesta. E un pasaj la care am meditat zilele acestea. E un pasaj care e foarte provocator. Pentru că atunci când îl citim, ne supune la o analiză a vieții pe care o trăim noi. Noi toți ne numim creștini, indiferent, știu eu, de culoarea confesională pe care o avem, fiecare are pretenția că e un creștin și fiecare creștin cunoaște această rugăciune numită rugăciunea domnească, Tatăl nostru. Și toți ne rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Credeul
are acest lucru foarte bine fixat acolo când spune și va să vie împărăția. Și într-o bună zi, această împărăție va veni. Marele Apostol Pavel avea năzuința asta. În ultima epistolă pe care el o scrie către Timotei, el știa că urmează să fie decapitat, să-i se termine viața și scrie acele cuvinte frumoase, că îl așteaptă cununa neprihănirii pe care o va da Domnul în ziua aceea. Însă vă rog, priviți, în Timotei 2, Timotei, capitolul 4, în versetul 18, el spune aceste cuvinte. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. Observați, a lui să fie slava în veci veci. Noi vrem să intrăm, ce zice? Vrem? Toți vrem. Vrem să fim acolo în împărăția lui Dumnezeu, să intrăm. Și observați când textul pe care l-am citit din 2 Petru, apostolul spune în versetul 11, verset cu care am încheiat citirea, în adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Observați? Dați-vă, fixați-vă privire. Vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică. Doamne, ce mare har! Să poți avea parte de așa ceva. Belșug! Auzi, din belșug intrare în împărăția lui Dumnezeu. Adică să fii sigur că vei fi acolo cu Iisus în împărăția lui. Va fi o zi când Iisus va judeca lumea întreagă și vor sta toți oamenii, toate neamurile adunate înaintea lui. Vă aduceți aminte de textul acela din Matei 25, începând cu versetul 31. Și spune că el îi va împărți pe oameni așa cum desparte păstorul oile de cap. Și la un moment dat va spune celor din dreapta lui, veniți, binecuvântați tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită încă înainte de întemeierea lumii. Auzi, veniți, binecuvântați tatălui meu, demoșteniți această împărăție. E, vedeți, noi toți ne rugăm pentru împărăția aceasta. Erau mulți din ucenicii lui care așteptau să așeze Iisus împărăția. De altfel, dacă citiți Evanghelia după Matei, ea are cuvântul cheie împărăția. La un moment dat, mama fiilor lui Zebedei, ea cere ceva Domnului Iisus, ca în împărăția în care Iisus va fi împărat, unul din fiei să stea la dreapta, altul la stânga. Visul acelor ucenici era că vor fi ei, acei oameni mari, dacă vreți, în guvernul acelei împărății și toți aveau dorința asta, să se realizeze cât mai repede această împărăție. Însă Iisus moare pe cruce și doi din ucenicii aceia care merg pe drumul Emausului își arată tristețea, dezamăgirea. Și observați, în Luca, la capitolul 24, ei spun aceste cuvinte și o să le citesc, Luca 20, da? Și 4, versetul 21. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ei, ei așa așteptau să vadă acea împărăție, însă Iisus n-a venit atunci să așeze o astfel de împărăție pe care o gândeau ei și așteptau ei. Cred că Ioanid surprinde așa de bine într-o poezie de-a lui spunând, Iisus lăsând coroana lui David sub aripile acvilei romane, porni
să cucerească nu un zid, nu coroane, auzi? Nu cetățui, nu coroane, ci inim, fortărețele umane. Și Iisus a coborât în lumea asta să cucerească inimile oamenilor, ca împărăția Lui să se așeze acolo, în inima lor, și apoi, când va veni acea împărăție slăvită a Mântuitorului nostru, când va fi dat semnalul acela de către Marele Stăpân, și uitați-vă, acest lucru este consemnat de Ioan în cartea Apocalipsa, la capitolul 19, și auziți cât de clar sună aceste cuvinte, începând cu versetul 6. Și-am auzit ca un glas de gloată mult, ca vuietul unor ape mult, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru, Cel atotputernic, a început să împărățească. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă. Căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Va fi un asemenea moment, va fi o asemenea zi, va fi acest eveniment atât de important. Oamenii așteaptă una, alții așteaptă alta și de multe ori în așteptările lor rămân dezamăgiți. Însă toți aceia care și-au ațintit privirile asupra cuvintelor Domnului Iisus, toți acei oameni care au acceptat chemarea Domnului Iisus Hristos într-o bună zi, dacă au trăit aici cum cere Iisus Hristos, vor putea să fie acolo în împărăția slăvită, unde Iisus va începe să împărățească. Doamne, ajută-ne! Însă până atunci, trăim aici un anumit număr de ani, nu știm cât ne cheamă Dumnezeu. Ați văzut și fratele Romi, la nici 70 de ani, a fost chemat, și eu numai câte programări știu pe care le avea și urmea să meargă să slujească, însă când Dumnezeu pune stop, ne oprim și viața noastră se termină. Nu știm niciunul când se termină. De aceea, vedeți dumneavoastră, este atât de important ca în anii ăștia pe care noi îi trăim să putem să fim acei oameni care să înțelegem că sunt ani de pregătire pentru veșnicie. Spunea odată un mare om pe care l-a avut România, se numea Tudor Popescu. A fost un preot pe care Dumnezeu l-a folosit pentru trezirea neamului românesc. În perioada interbelică, acest om, căruia i s-a alăturat mai târziu și traducătorul Bibliei pe care noi o citim, Dumitru Cornilescu, au predicat adevărul. Mulți intelectuali ai vremii au fost atinși de cuvântul lui Dumnezeu. Și în București, la biserica aceea, Cuibul cu Barză, a avut loc o mare trezire. Mulți oameni l-au primit pe Iisus și au început să trăiască o viață nouă, o viață schimbată, o viață trăită în duhul legilor date de Dumnezeu. Și acest om vorbea despre viață spunând așa: viața noastră este un timp foarte însemnat. Auziți? E o școală pentru veșnicie. E o vreme de har să o folosim cât mai intens. Auziți? Ei, aici e o pregătire. E o școală pentru veșnicie. Ne bucurăm de multe școli pe care le putem absolvi la un moment dat. Se bucură oamenii de licențe, de masterate, de doctorate, de studii postdoctorale și așa mai departe, tot ce vreți. Și auzi pe mulți spunând că au școală mult. Și bine. Însă vreau să vă spun ceva. Este școala asta pentru veșnicie mult mai importantă decât toate școlile doctorale, dacă vreți, decât toate școlile care pot să-ți ofere diplome deosebite. Pentru că această școală, auziți,
este pentru veșnicie. Amin. Și în școala asta, noi trebuie să fim foarte atenți la viața pe care o trăim. Și cum o trăim? Că ni se acordă har și Dumnezeu ne dă un timp aici să ne pregătim și totul depinde de noi. Spunea Iorga, marele om de cultură și istoric român, într-o împrejurare, că pierzi în viața aia și la moarte cerșește o clipă. Câți oameni nu pierd în viață an la rând și nu interesează nimic. Și la moarte ar cerși o clipă când simt că îi lasă picioarele, mâinile, când primesc. Și e bine când mai primește câte o telegramă, înțelegi, câte o boală din aia și spune numai Ileac. Și mai are vreme încă, poate să se gândească, dar sunt unii care nu mai au timp nici pentru asta. Câte morți subite nu sunt, se încheie viața și urmează veșnicia. Cum zice una din cântările noastre, tu te-ai întrebat vreodată, după moarte, unde-i fi? Unde îți vei petrece timpul, viața ta din veșnicie? Uite, tocmai de aceea, într-o seară ca asta, noi stăm împreună în fața acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Și Apostolul Petru ne spune ceva foarte important, că Dumnezeu e gata să dea chiar berșug de intrare în împărăția Lui. Și mesajul pe care doresc să-l transmit îl intitulez simplu, ca să ni se dea intrare în împărăția Lui. Ca să ni se dea intrare, dacă vreți, berșug de intrare în împărăția Lui. Luând exact cum scrie aici. Ce trebuie să facem? Cine vor fi acei oameni cărora li se va da acel belșug de intrare? Ce condiții li se pun? Când mă uit la pasajul acesta, putem vorbi despre multe lucruri. Eu vă spun din start, mă voi opri la patru lucruri pe care le consider importante. Patru lucruri pe care le vom observa aici în pasajul acesta, pe care absolut fiecare din noi, dacă vrem să avem belșug de intrare în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să le acceptăm, să le împlinim, să trăim așa cum spune Dumnezeu. Haideți să începem cu primul. Observați în versetul 1, apostolul spune ceva aici. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Observați, El se adresează unor oameni creștini din primul secol. Unor oameni despre care El spune au căpătat o credință de același preț. Primul lucru, ca cineva să aibă berșug de intrare în împărăția lui Dumnezeu, este să capete, dacă vreți la plural, să căpătăm, auziți, i-am numit credința dată sfinților. Apostolul Pavel, coroborat cu acel verset din Petru, din Iuda, o epistolă asemănătoare de altfel cu epistola scrisă a doua de Petru, și observați versetul 3, spune așa: Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu de mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Și mai spune ceva aici, motivează acest lucru. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sânda veșnică aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. În contextul ăsta, apostolul Petru, el spune despre căpătarea unei credințe, dar nu orice credință, ci acea credință pe care au avut-o ei, apostolii, sfinții din primul viac, de aceeași, vedeți, valoare, de același preț cu a noastră, spune el. Că sunt mulți oameni care se laudă cu credință, mulți oameni se bat cu pumnul în piept
și spun, a noastră credință e cea mai bună. Fiecare pretinde că are o anumită credință. Am eu un pastor din Ucraina cu care de multe ori ne-am întâlnit, am slujit în Ucraina, la noi. E fratele acesta slavic și spunea el că a fost la o închisoare din Ucraina. El e și cântăreț, el a fost cântăreț în viața asta, a absolvit școală de muzică, a fost director al unei case de cultură. Acum și predică și cântă. Și s-a dus undeva într-o închisoare și a predicat, a vestit cuvântul lui Dumnezeu, a cântat. Și la un moment dat pe acei pușcăriași i-a întrebat, le-a pus următoarea întrebare. Câți dintre voi aveți credință? Credeți în Iisus? Știți care a fost rezultatul? Toți au ridicat mâna. Înțelegeți? Toți au ridicat mâna, fără nicio excepție. Toți au crezut. Acum, eu dacă aș fi fost, aș fi întrebat, dar cum de-ați ajuns aici? Poate ați crezut că nu vă prinde când ați furat, când ați bătut, când ați omorât, poate, când ați făcut altfel de lucruri. Cam asta ar fi fost, nu? Dar ei toți au crezut. Uite, la noi în țară. Nu cred. Toți cred. Care mai de care? Țin minte, odată citeam pe Blaga, marele om de cultură, istoric, filozof și scriitor. La Bac tot se tem, numai să nu le pice Blaga, că e cam greu. Și vreau să vă spun că acest om a fost fiul de preot, era familiarizat și cu Scriptura și la un moment dat a auzit ce spune el. Crezul zilelor noastre nu începe cu conștientul cred, nici cu scepticul nu vreau să cred, ci cu tragicul vreau să cred. Acum, vedeți, când zice el conștientul cred, ăsta e așa cum e la recensământ și în România. 96% toți cred. Credem. Credem, domnule. Scepticul nu vreau să cred. Asta cum era pe vremea comunismului. Deci eu nu credem că nu este. Și unii pentru carnetul roșu trebuia să spună că nu cred în mod clar. Însă, observați, acest om spune, nu începe acum nici cu conștientul, nici cu scepticul, ci în limbajul lui filozofic el spune așa, ci cu tragicul vreau să cred. Adică omul ajunge într-un punct în care își dă seama că nimic nu-l poate satisface în lumea asta. Până și cei mai mari atei ajung în punctul în care își dau seama că e un gol în ființa lor. Nu pot să uit când citeam într-o carte despre acest mare om pe care l-au avut francezii, laureat al premiului Nobel, Albert Camus. Și a ajuns undeva într-o biserică internațională unde predica un pastor metodist, Howard Mumma, predica cuvântul Domnului. Ei, Albert Camus era renumit ca ateu, făcea parte din elita ateilor din Paris. Și la un moment dat e văzut într-o biserică. Și intră într-o discuție cu el, Howard Mumma, cineva l-a prezentat. Știți, când vine cineva, o personalitate din asta, mai ales ăsta, laureat al premiului Nobel, pășește acolo și ăștia se uită la el, domne, ce-i cu ăsta? Și intră în discuție acest om, pastorul acesta cu Camus, și îl întreabă, cum i-ai ajuns tu aici? Ce anume te-a determinat să fii aici? Și printre altele, omul acesta a recunoscut că succesul, faima, renumele pe care și l-a căpătat nu i-au adus liniște și printre altele spunea, Mumma, sunt un căutător, Mumma, nimic nu mă satisface în lumea asta. Am nevoie de cineva care este deasupra noastră. Printre altele vreau să cred în el, vreau să ajung și eu să am pace, să am liniște și mă rog, nu o să continui eu istoria, dar la un moment dat chiar i-a cerut acestui pastor să-l boteze. Și nu numai el, ci mulți alții. Au fost oameni care la un moment dat și-au dat seama că nu-i vorba doar de orice credință, ci acea credință care te face să poți primi la un moment dat acea iertare de păcate, acea credință care să te poată elibera
de starea aceea în care poate te-ai găsit, nu, cu păcate, cu, dacă vreți, acele stări în care omul simte dependență de tot felul de lucruri, nu, rob al păcatului, cum spune Scriptura. Și uitați-vă, într-o bună zi, un astfel de om, cu numele de Corneliu, care, mă rog, avea religiozitatea lui, avea el, dacă vreți, timpul lui în care se ruga, făcea milostenii, însă omul acesta are la un moment dat harul ca un înger să vină la el și să-i spună să trimită după Petru. Și nu o să vă povestesc, că dumneavoastră sunteți familiarizați cu Biblia. Și ajunge Petru în casa acestui Corneliu. Și observați dumneavoastră în capitolul 10 din Faptele Apostolilor, cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 43, sau chiar citește și 42, el spune aceste cuvinte: Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Credința aceea, vedeți dumneavoastră, de același preț, e credința pe care au căpătat-o acești oameni, în ciuda faptului că fariseii, saducheii, cărturarii catalogau în fel și fel. Știți foarte bine că au stat în fața Sinedrului și au trebuit să dea socoteală închiși la un moment dat, bătuți. Unora dintre ei li s-a tăiat capul, însă acești oameni au mărturisit: credința asta în Iisus ne-a eliberat, ne-a mântuit și a făcut din noi copii ai lui Dumnezeu. Ioan avea să scrie în Evanghelia pe care îi poartă numele în capitolul 1, de la versetul 11 în jos: a venit la-i săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, și observați ce spune acolo, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Fiți atenți, copii de pocăiți care creșteți în biserică, obișnuiți cu poezia, cu cântarea, cu rugăciunea, cu predica, așa mai departe, că nu se moștenește mântuirea, ci spune cuvântul Scripturii mai jos, în versetul 13, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și totul, auzi, totul e prin credință. Țin minte, era un interviu, mă rog, o emisiune televizată, cu mai mulți participanți, printre care era atunci pastorul Dugulescu și era poetul Ioan Alexandru și un preot Galeriu. Erau împreună la o emisiune televizată în România. Și la un moment dat, acel reporter, acel realizator al emisiunii, i-a pus ca fiecare să spună câte ceva. Și la un moment dat l-a pus pe părintele Galeriu să-și definească el crezul. Și el a început cu cuvintele acestea: de 2000 de ani suntem creștini, de 2000 de ani suntem pe pământul ăsta. Și Ioan Alexandru, poetul ăsta pe care am avut harul să-l cunosc, să particip la, mă rog, prelegerile pe care el le ținea la Universitatea din București, așa cum era el mai așa, mai vulcanic, o zis: părinte, nu te supăra, putem fi de 20.000 de ani creștini, spunea el. Nu de 2000, de 20 de ani, că nu există atâta timp, da? Dar auziți, fără credință, spunea el, cu asta început, fără pocăință, fără viață sfântă, fără Iisus, tot pierduți suntem, auziți? A putut să spună aceste lucruri. Ce vreau eu să poată să înțeleagă și copiii, prieteni dragi care sunteți aici: credința aceea care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna este credința aceea care aduce mântuire. Cum spune Apostolul Pavel când scrie Efesenilor: căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Efeseni 2:8. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.
Nu prin fapte, spune versetul 9, ca să nu se laude nimeni. Ei, vedeți dumneavoastră, cine nu are o asemenea credință și n-a ajuns să fie mântuit în modul acesta, ce spune, eu m-am născut creștin, eu sunt din familie de pocăiți, eu de mic știu toate astea. Nu, scumpii mei, trebuie să fie un moment în viață, bine definit, când omul trebuie să-și recunoască vinovăția, să se prăbușească înaintea lui Dumnezeu, recunoscându-și vina și să poată privi spre Cel care poate să ierte păcatele. Observați, atât de clar spune aici Apostolul Petru, recitesc, toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Dar acum observați ceva. Nu rămâne totul aici. Când spune Iuda, credința dată sfinților odată pentru totdeauna, acolo face referire cu privire la crezul, la cuvântul acela pe care Dumnezeu l-a dat, cum a definit cineva și mi-a plăcut termenul acesta, modul, explicația asta, o zis, credința este rămânerea în cadrul trasat de cuvântul lui Dumnezeu, înțelegeți? Că tocmai aici spune Apostolul Petru, credința dată sfinților, adică credința aceasta de mare preț, iar Iuda spune, credința dată sfinților pentru totdeauna, adică tu ai crezut, ai primit iertarea păcatelor, dar trebuie să rămâi în cadrul acela pe care Hristos l-a trasat prin cuvântul Lui și trebuie rămas în El. Câți oameni spun că ei cred, dar trăiesc cumva, nici nu-i interesează Sfânta Scriptură. Nici nu interesează cuvântul lui Dumnezeu. Observați aplicabilitatea acestor cuvinte, da? Acestor lucruri scrise în Biblie. Ea se referă la credință. Adică eu și dumneata trebuie să trăim în modul acesta. Și în modul acesta, vedeți dumneavoastră, trebuie să se reflecte chipul lui Hristos în noi. Aleluia. Dacă nu, totul poate fi în zadar. Câți oameni nu spun cred, cred, dar uitați-vă, acești oameni pentru credința în Iisus Hristos au fost gata să și moară. Când Apostolul Pavel scrie cea de-a doua epistolă de pe care am mai menționat-o, observați că el spune în capitolul 4, de la versetul 6, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. Și observat acolo, am păzit? Credință. Care credință? Acea credință, acea rămânere în cadrul acela pe care Dumnezeu l-a trasat prin cuvântul Lui. Sunteți aici frați, sunteți surori, trăim aici, unii din noi am fost botezați cu mulți ani, veți botezuri cu Duhul Sfânt și ne bucurăm de asemenea lucruri, însă ascultați bine. E foarte important să putem rămâne în acea credință pe care a avut-o apostolii, acea credință care a făcut să reziste în încercări. Petru, el spune, dacă ne uităm doar în capitolul 1 din 1 epistol, începând cu versetul 5, când el spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult! Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Ei, câte nu sunt? Vedeți, ne uităm așa la mulți credincioși din diferite țări, unde sunt persecuții. Și vezi la modul acela în care atâția oameni rămân credincioși, chiar dacă trebuie să plătească cu prețul vieții lor. Ei, vedeți, prin puterea lui Dumnezeu, prin credință, ei sunt gata să rămână plătind, dacă vreți, prețul pentru credința lor în Iisus Hristos. Țin minte, era o persecuție declanșată în timpul lui Dioclețian. Cea de-a 10-a persecuție în istoria, în istorie și ultimă, că apoi a venit acel edict de la Milano. În 305 este declanșată și abia în 313 se dă edictul de la Milano
Și vreau să vă spun că la un moment dat, așa, pe un platou, erau mai mulți creștini, printre ei erau și tineri, și se aștepta să se dea drumul fiarelor sălbatice să vină să-i devoreze. Și acolo participa și Dioclețian, cezarul român. Și la un moment dat, spre surprinderea mulțimii, se vede că de acolo unde era el coboară Dioclețian și ajunge pe platou. Toți erau uimiți ce face omul ăsta, însă el se îndreaptă spre un tânăr. L-a văzut frumos, înalt, zvelt, puternic, mușchiulos și a zis, pe ăsta-l scap. Și ăsta va fi unul din vașnicii slujitori ai mei. S-a gândit, ăsta va fi în garda mea că i-am salvat viața. Și toată mulțimea cu suflarea întretăiată privește cum pe platou vine ăsta. Și la un moment dat Dioclețian cu vocea lui așa zice, tinere, tu știi că eu am puterea să te scap. Și toată lumea aștepta ce o să zică acest tânăr. Și auzit ce spune el. Cezare, știu că tu ai puterea să mă scap, dar eu am putere să mor cu bucurie pentru Domnul meu Iisus Hristos. Auzi? Observați, păziți prin credință. Adevărata credință este acea credință care te ține lângă Dumnezeu. Acea credință care te face exact cum spune despre acest om Enoch. Uitați-vă în Evrei, capitolul 11, versetul 5. Citim acolo, prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl lasă. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și versetul 6 spune, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Că cine se apropie de el, trebuie să creadă că el este și că răsplătește pe cei ce-l caută. Întreb, avem noi asemenea credință, ce zici? Dacă ar fi să plecăm în noaptea asta, ce mărturie avem noi? Pentru că auziți, în urma acelei credințe date Sfinților odată pentru totdeauna, acolo în interiorul nostru, în ființa noastră, auzi, trebuie să avem mărturia aceea. Mă duc să mă întâlnesc cu Domnul meu. Avem asemenea credință. Credința care ne-a mântuit, credința în Iisus care mântuiește, credința aceea care te face să reziști în încercările vieții, credința aceea care te face să trăiești în așa fel încât să poți fi plăcut lui Dumnezeu. Suntem așa? Dacă da, slavă Domnului. Dacă nu, în seara asta, spune, o Doamne, prin Duhul Tău luminează-ne mintea și ajută-ne fiecăruia dintre noi să avem o astfel de credință. Când ne-am lăudat cu credința penticostală sau ortodoxă sau baptistă sau eu știu catolică sau eu știu că... Degeaba. Pentru că Biblia spune, uitați-vă în Efeseni 4, cu 4, acolo este cuvântul lui Dumnezeu, e un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemat la o singură nădejde a chemării voastre. Și versetul 5 spune, este un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Doamne ajută-ne să avem acea singură credință care e de același preț cu cea dată Sfinților odată pentru totdeauna. Dacă nu ai, în seara asta, puneți bine întrebarea, fă-ți bine socotenile, oricine ai fi, și roagă-te să o poți avea. Amin! Doi. Uitați-vă un al doilea lucru pe care eu îl văd aici, ca să avem intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu. Al doilea lucru important este să ajungem la deplină cunoștință a Domnului Iisus. Observați aici ce spune versetul 8. De foarte multe ori se amintește aici cunoașterea. Și haideți să vedem. Versetul 12. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu. Apoi, versetul 3, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat. Și apoi, versetul 8, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți? Știți că spune... În unele situații, Pavel, spre rușinea voastră, spun, mulți nu, îl cunosc pe Dumnezeu. Uitați-vă când scrie Apostolul Pavel la Corinteni și îmi pare bine că puteți să vedeți toți, dar până să răsfoim Bibliile, puneți 2 Corinteni 5 cu 16. Și uitați-vă ce spune aici Apostolul Pavel. Așa că de acum încolo,
Nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Dar cum e cunoașterea asta în felul lumii? Câți nu-L cunosc? Nu de mult a fost sărbătoarea nașterii Domnului. Am avut ocazia să fiu la două. Și oamenii îl cunosc. Mai zice câte unul de ceva de Iisus, un colin, nu știu dacă am zis odată, vreodată aici, nu știu, dar soția mea e din Reghin și m-am dus odată la colindă și eu cu ei acolo. Era primul an de căsătorie. Și am ajuns pe acolo și în scara unui bloc, când noi ne-am așezat să cântăm, am zis că pătruns așa o grup mare. Nu am zis, hai să-i lăsăm pe ei să colinde. Și-o colindat. Și-o colindat acel colind românesc foarte frumos, da? Și la un moment dat, ultima strofă spune, e Iisus păstorul mare. Și-o cânta frumos. Turmă ca el nimeni n-are. Noi să-l onorăm cu credință mare. Înțelegi? Frumos. Am zis, bă, frumos o cântă. Și acum, auzi, unul care era șeful echipei de acolo, a făcut o urare. Dacă o răsunat scara blocului, mai bine de 30 de ani deja de atunci. Și parcă și acum în urechile mele răsună cuvintele astea. Și o zis, da, da. Să-și gazdă sănătos și la anul tăvoios. Să-și gazdă de minune, de nune, dar și n-arzi de prune. Nu, așa a zis, gata. No, asta e credința. Asta e cunoașterea, auzi? Până la urmă, de la Iisus, la jinars. Înțelegi? De la Iisus, la tot felul de lucru. Și cunosc oameni. Ce s-a născut Iisus? Dar dacă îi întreb de unele lucruri, da, știu. Ei, stai de vorbă cu ăștia, mai căpoști, care știu, nu știu cât. Spune, da, domnule, a fost o personalitate. Unii zic, da, un personaj istoric, o scris și Tacitus despre el, o scris și Suetoni, o scris și Pliniu cel Tânăr. Vine, da, domnule, e drept, e drept. A zis, domnule, e personaj mitologic, e legendar. Îți povestește una, îți povestește alta. E, dar vedeți, dumneavoastră, câți îl cunosc cu adevărat pe el? Câți pot să spună Iisus e Mântuitorul meu? Aleluia! Câți pot să spună Iisus e păstorul meu? Mulți zic. Iisus păstorul mare, ați auzit-o cânta? Dar câți cu adevărat îl cunosc pe el? Ascultă de glasul lui, eu sunt păstorul cel bun. Oile mele cunosc glasul meu? E, asta știi ce înseamnă? Atunci când îl cunoști, trăiești cu el, umbli cu el. Și observați aici cunoașterea asta lui Iisus. Spune, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața, evlavia, prin cunoașterea lui. Adică omul acela care îl cunoaște pe Iisus e viață. Pentru că Iisus a spus, eu sunt viața, învierea și viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Când predică Petru în casa lui Corneliu, ăștia ridică așa din sprâncene, cum s-a dus el la netăiați împrejur, aia care erau din Irus. Și atât de mult îmi place, acolo în Faptele Apostolilor, după ce apostolul Petru le istorisește tot ce s-a întâmplat acolo, observați concluzia lor în versetul 18, fapte 11, fapte 11 cu 18, uitați-vă bine. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăință ca să aibă viață. Dar de care viață? Acea viață în care se poate vedea puterea lui Dumnezeu desfășurată în noi. Acea viață în care îi vezi pe oameni trăind pentru Iisus, umblând pentru Iisus, gata să sacrifice viața pentru Iisus, punându-și viața pe altarul slujirii lui Iisus. Vin niște greci la Domnul Iisus și ăștia, domnule, vor să vadă și ei ceva deosebit. Auziți despre ei. Și observați în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, Iisus intră așa într-o discuție cu ei. Normal că erau interesați de problematica asta complexă a vieții. Și la un moment dat, uitați-vă, puneți 12, Ioan 12 cu 25. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Și observați acum, în ce constă viața asta, de care spune cuvântul Scripturii, când îl cunoaște cineva pe Iisus. Versetul 26. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, amin,
Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl îl va cinsti. Și tu ce faci cu viața ta? Sunt atâția creștini că dacă întreb, dar tu ce faci? Zicea un gânditor creștin, sunt creștini care nu fac nimic. Dar nu sunt creștini care să n-aibă nimic de făcut. Nu, câți creștini sunt și dacă îi întreb, tu ce faci? Ce viață ai? Cântăm noi o cântare și ne place cântarea asta, să știți. Numai odată tu trăiești. Și cui ai vrea să-i slujești? Numai o inimă tu ai. Și cui ai vrea să-i o predai? O, de-ai slujitul lui Iisus. Și inima s-o îndrepți în sus. Iisus ar fi stăpânul tău, iar tu ai fi copilul său. Și acum auziți. Atunci întreagă viața ta, cu bucurie ai cânta. Și ai spune pururea oricui ce dulce-i fericirea lui. No, e viața asta, ce zici? Aleluia. Și dacă eu te întreb, când ai spus ultima dată cuiva despre Iisus? Ai spune pururea oricui? Ai vorbit de fotbal, de sport, de vreme, de război? Vorbim de ce se întâmplă, stăm pe Facebook, stăm pe Instagram, stau oamenii pe WhatsApp, pe toate rețelele de socializare, televizoare, tot ce vrei. Și vorbesc unul cu altul, ăștia care, da, bun, botezați cu Duhul Sfânt, spune Biblia, când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Auzi, ce se va întâmpla? Puneți! Fapte 1 cu 8, ce se va întâmpla? Veți primi o putere și îmi veți fi martor în Ierusalim. Nu, la câți ai mărturisit la școală? Între vecini. În Dobric tăți îți pocăiți. Nu cred. Așa e că nu. Ei, viața asta în Iisus, observați dumneavoastră, ea e acea viață de trăire, de umblare cu Iisus, în care, auzi, îți pui viața pe altarul slujirii Lui. Ei, asta e cunoașterea lui Iisus. Și apoi spune acolo și Evlavia. Și Evlavia nu e povestea aia cum se întâmplă, așa cum văd mulți. O, zice, ce evlavioși românii noștri. Au cruci, slavă Domnului. E simplu să le pui undeva în țarină sau pe clădire, mai greu de purtat. Aia e problema cea mai mare, înțelege? Ei, au oamenii religiositate, moroșanul nostru, e așa ridică pălăria când trece pe lângă biserică. Vă zice, evlaviosul. E, dar mai încolo țâpă câte una din aia, nu mai zic, mere, nu? Dar Evlavia nu e așa ceva ce ține de exterior doar. Ține și de exterior. Dar Evlavia definea cândva un dicționar al lui Vasile Cândia. Zice că Evlavia e dragostea de Dumnezeu și de cele sfinte. Bun, e bine. Însă mie cel mai mult îmi place o definiție dată de Eusebiu de Cezarea, marele istoric, care spune, Evlavia înseamnă a privi la unul și singurul Dumnezeu și a viețui cu El. Nu ăla e, aia e Evlavia. Să viețuiești cu El, viața aceea și Evlavia, asta e cunoașterea lui Iisus. Nu-L cunoaștem în felul ăsta, ce ziceți? Și apoi de plină aia cunoștința lui Iisus Hristos, eu mă uit și la ceas că m-am uitat, da? Ei, uitați-vă, spune cuvântul Scripturii aici în 2 Petru, capitolul 1, aceste lucruri, eu doar o să le recitesc, că mai am încă de zis. Uitați-vă aici, de aceea dați-vă și voi toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta cu fapta, cunoștința cu cunoștința, înfrânarea cu înfrânare, răbdarea cu răbdare, evlavia cu evlavia, dragostea de frați cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Ce ziceți? Astea denotă, dacă ele sunt în noi, și indiferent cine e aici, indiferent de ce nuanță creștină, ascultați bine, dacă astea nu sunt în noi, n-avem cum avea deplină cunoștința lui Iisus. Și intrarea în împărăția lui Dumnezeu, ea stă așa sub semnul întrebări. Pentru că auziți ce spune aici, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului Iisus Hristos. Când intri în Dobric, îi arătam la unchiul meu că e cu mine, uite aici ce e, l-am văzut și biserica și tot, aia zice, în Dobric leneși nu sunt. Sunt oameni harnici. Te uiți așa la toate, cum intri în sat, i-am arătat, uite când e, uite-te ce aici. Ei, dar auziți, uitați-vă acolo, spune. Nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori.
Dar care sunt lucrurile care caracterizează asta? Dacă ar fi după clădiri, ați primit 10, zice băiatul meu când era mic la școală, ăsta mai mic. Zic, nu, ce ai la? Zice, febe cu șteluță. Șteluță v-aș da la toți. E, dar vedeți dumneavoastră, aici e altceva. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă acele virtuți sfinte, acea viață care pulsează din Dumnezeu în noi, este, atunci, într-adevăr, îl cunoaștem pe Iisus. Și de plină cunoștință. Altfel e poveste. Noi te putem povesti de una și de alta. Dar de plină cunoștință, vedeți, ea se caracterizează prin aceste lucruri și Domnul să ne ajute. Ar fi multe de vorbit, dar am zis, trebuie să merg mai departe. Trei. Ca să avem din belșug intrare în împărăția lui Dumnezeu, al treilea lucru este să fugim de stricăciunea lumii. Ia auziți. Să fugim de stricăciunea lumii. Versetul 4 spune, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Aici e marea întrebare, vedeți? El spune, am fugit. Întrebarea care se pune mie și dumneavoastră, am fugit? Ce ziceți? Și spune foarte clar, stricăciunea care e în lume prin poftă. Citeam undeva și spunea cineva așa, că trăim într-o lume în care e o anarhie a poftei. Pofte care altă dată nici nu ți-ar fi trecut prin cap. Acum ele sunt atât de mediatizate. Citeam în tinerețe un roman al unui scriitor rus, se numea Nicolae Gogol. Practic el a fost un ucrainean care a stat la baza literaturii lor, da? Și era Nicola Gogol. Și omul ăsta a scris o carte foarte sugestivă, Suflete moarte. Și la un moment dat, în cartea aceea, el vorbește despre cum e omul și despre ce se întâmplă și așa mai departe. Și ajunge să spună așa, că poftele din inima omului sunt nenumărate. Și zice el, sunt ca nisipul de pe țărmul mării, auziți? Atâtea sunt. Și Biblia spune că ați fugit de stricăciunea care e în lume, prin pofte. Eta problema care se pune noi când ne cercetăm. Și auziți, toți vrem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, așa-i? E, întrebarea care se pune, să avem intrare în împărăția lui Dumnezeu. Tineri care sunteți aici, ce ziceți? Am fugit de stricăciunea care e în lume? Sau? Nu-ți dragi, filme. Și știți ce au spus psihologii ăștia de la Hollywood? Filmele sunt mai tari decât drogurile. Au zis, ceea ce vezi, te stăpânește. De ce crezi că sunt atâtea divorțuri acum? De ce acum oamenii altădată trăiau cu multe alte situații? Că doar câți nu se uită la telenovelele alea cu multe episoade? Și au zis, dacă asta s-a măritat de 5 ori, eu de ce nu pot măcar de 2? Ha? Ăla zice, dacă s-a însurat ăsta de nu știu câte ori, dar eu nu mă pot însura. Păi de eu de ce să trăiesc? Nu, că vede ea. Păi zice, bărbatul meu nu e așa, nu? Și-o văzut. Uitați-vă tinerii care comit fel și fel de lucruri. Deci, era odată un copil, citeam într-un ziar, când Anglia s-a întâmplat cu mai mulți ani în urmă, când un copil de 11 ani l-a omorât pe un coleg de-a lui. Și-o zis, cum i-ai pus tu punga aia și l-ai sufocat? O zis, am văzut în film o cutare așa și am încercat. Mergeam odată într-o misiune în Ucraina și aici, aproape de granița cu România, într-o localitate n-am mai putut trece. Tot satul era blocat, numărul 9, un drum circula. Și da, eu am trecut pe acolo, era un sat românesc acolo. Am nu dau multe detalii. Și am mers acolo, care e problema? Deci un băiat al unei familii înstărite, eu te cumpărat lui că tot a văzut ninja. Săbie și cuțite și de toate, știi cum sunt alea în luptele. Și eu cumpărat de avut ăsta un arsenal. Și acum după ce tăi le-au avut și mintea lui o clocită felul de lucruri, într-o bună zi s-a dus
și l-o omoră pe un băiat din ăla din vecii, ne înțelegeam, ăștia aveau, nu știu, posibilități și, mă rog, încerca să-l scape și atunci satul s-a ridicat în picioare și o zis, stai, zice că ăsta acum de-i scăpat și copiii noștri sunt în pericol, mai face și una, că așa se întâmplă, de nu curm răul când ai, mere mai departe și face tot felul de lucru. Auzi, și observați dumneavoastră ce s-a putut întâmpla. Pentru că omul a văzut ceva și acel lucru îl stăpânește. Uitați-vă când scrie Ioan Petru, epistola 1, capitolul 2, versetul 11. El spune, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care ceva. Se războiesc cu sufletul. Voi simțiți războiul, ce ziceți? Simțiți? E război. Diavolul caută pe orice cale să ne atace, să gețile arzătoare ale celui rău. Ăsta asupra noastră. Și Petru spune stricăciunea care e în lume. Și uitați-vă ce spune în Ioan, în 1 epistolă, capitolul 2, de la versetul 15. El spune atât de clar, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Și acum enumeră, de la versetul 16. Căci tot ce este în lume, și acum auziți, stricăciunea care e în lume prin pofte. Și acum e pofta firii. Dar câte pofte ale firii nu sunt? Eu doar le rezum, nu le citesc. Nu o să stau să le explic, că le știți. Galateni, uitați-vă numai așa ca să privim în el. Și să ne dăm seama, nu cumva vreuna din alea să fie în noi. Observați, Galateni 5 de la 19 în jos. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Uitați-vă bine. Prea curvie, curvie, necurăție, desfrânarea. Păcatele trupului. Ia observat? Și dacă n-ai fugit de ele, ele îți acaparează ființa și tu te rogi poate de trei ori, Tatăl nostru care ești în ceruri, vie împărăția ta. O să vină, stai liniștit. Dar n-ai cum intră. Pentru că uite ce spune acum. Închinarea la idol. Vrăjitorie. Vrăjbile. Certurile. Ha? Ce zice? Certuri. Ce îmi vine în minte? Că nu le explic, dar da, o întâmplare. Am eu un prieten, un frate. Dumnezeu îi dă daruri, îl vede. Eu îl știu de când am început eu să predic. E deja în vârstă, trecut de bine de 70 de ani. Și nu de mult undeva povestea el și spunea că era el mai tânăr așa și curios de religiozul sul ăsta din Maramureș. Și a zis că pe mama sa atât o vedea că dădea așa bilele. Și câte una, câte două. Și a zis, hei mamă, dar ce va? Ei pruncule, lasă-mă tu. Dar mamă, spune și mie. Apă zice, eu spui Tatăl nostru și când am gătat dau o bilă. Și mai spunea de 40, de 50 de ori. Și am zis, de câte ori ai zis? Și ai spune numărul. Dar auzi copil, spunea el adolescent, a zis, hei mă, de 40 ori, de 50 de ori, zice, ai mințit astăzi. Și el a zis, dar cum mă, pruncule, cum? Păi zice, n-ai zis tu acolo și ne iartă nouă păcate, greșelile noastre, precum și noi iertăm greșițelor noștri. Și tu pe mătușa Anuță, nu vrei iertaie și înceartă cu ea. Auzi, dar tu vrei împărăția și să vii împărăția, n-o cățăți. Și nu-i poate nimeni rezolva problema. Observat? Zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide. Ia uitați-vă, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibări și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu, și astea sunt poftele firii. Observați? Și oamenii vor în împărăție, dar nu vor să fugă de aceste pofte. Ba încă să scaldă în ele, ba trăiesc în ele. Uitați-vă, în 1 Corinteni, apostolul Pavel, de data asta, el spune ceva foarte important, tot legat de pofte, dar și de împărăție. Uitați-vă, 1 Corinteni, capitolul 6, apostolul Pavel spune de la versetul 9 în jos. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Ia auziți. Spune și zici.
Nu vă înșelați în privința aceea. Nu uitați-vă câți oameni sunt înșelat. Ei se roagă, vie împărăția ta, dar ei nu vor să fugă de stricăciunea care e în lume, prin pofte. Da. Și zice, nu vă înșelați în privința asta. Nici curvari, nici închinători la idol, nici prea curvari, nici malahi, nici sodomiții. Pot flutura ei steagul cât ori vrea. Și pot veni cu câte nu știu. Dar uite ce zice Biblia. Înțelegi? Nici hoți, nici cei lacom, nici bețivi, nici defăimători, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și ca să ai berșug de intrare în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fugim de asta. Acum, Evanghelia care se predică e tare simplă, înțelegeți? Biblia e pusă așa deoparte și povești de care vrei. Înțelegi? Că la predicile alea care sunt așa, unde firea asta tare să simte gâdâlată. Cum zice Pavel la Timotei, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătură sănătoasă. Și vor gâdi la urechile, să audă lucruri plăcute, și vor da învățători după poftele lor, și vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Și le plac povești, tot ce vrei. Dar uitați-vă, oameni buni, vremurile astea sunt așa de grele. Război aici, război în Orientul Mijlociu, nu știm ce va fi. Observați ce se întâmplă, tot felul de scenarii. Și oricând putem pleca de aici, din lumea asta, și să te rogi o viață întreagă, Tatăl nostru, și să vie împărăția și tu să nu intri în ea, ar fi cea mai mare tragedie, înțelegi? Cea mai mare tragedie. De aceea în seara asta cuvântul lui Dumnezeu spune să fugiți de stricăciunea care e în lume prin poftă. Spunea odată unul din oamenii care spun comentatori ai Scripturii, John Phillips, spunea el într-o împrejurare, nu lăsați ca lumea să vă toarne în matrița ei, nu lăsați. Nu lăsați ca lucrurile acestea care pot fi plăcute. Știi că a zis cineva, păcatul e o clipă de plăcere și o eternitate de durere. Nu lăsați să vă spună stăpânire pe viață. Și dacă ne mai uităm acolo la 1 Ioan, capitolul 2, versetul 16, spune pofta fierii și apoi zice pofta ochilor. Doamne, în vremea asta, uitați-vă câtă luptă este cu pofta ochilor. Acum, bieță frați, pe vremuri, țin minte, atâtea predici erau cu televizorul și n-aveau la pocăi, cel puțin la noi, nu știu dacă avea careva televizor. Așa, unul. Și într-una era televizor. Și ce era la televizor? Tovarășul cu tovarășa, câte 3 ore, vizite și așa. Acum, uite, cerculețe câte ori vrea. Dar le caută pe alea, care sunt mai roșii. Hă? Nu le mai trebuie televizor. Ca ăsta aici, în buzunar. Tata și mama duc să lucre de nu pot și cumpără, acum a fi copilul meu mai în urmă, și îi cumpără iPhone, cât e acum, 15? Nu știu cât e. Da? Și îi cumpără de aceea. Și părință dorm, înțelegi? Liniștiți și ei se tot uită. Și se uită până se uită bine. Și apoi vedem tot felul de lucruri pe care, vedeți dumneavoastră, le aduce cel rău. Pofta ochilor. Și apoi te mir că face aia sau face aia. Păi le face, pentru că nu vrea să fugă de ele, ci fuge către ele, înțelegeți? Mulți fug către pofte, nu să fugă de la pofte. Și atunci auzim și auzim și ne dor urechile de ce auzim și ne dor ochii de citit și ne întrebăm, Doamne, ce se poate întâmpla? Uite că se poate, orice se poate. De aceea eu mă rog lui Dumnezeu în seara asta și zic, Doamne, privește spre noi cu milă, adu iertare, adu eliberare. Amin. Și dă-ne putere să înțelegem că Tu vrei să ne dai belșug de intrare în împărăție, dar Tu vrei să fugim de stricăciunea asta care e în lume. Că înainte de a veni potopul în vremea lui Noe, spune cuvântul Domnului, uitați-vă, citim doar așa pe scurt și trec la ultimul punct. Observați, 6:5 zice, Dumnezeu a văzut că răutatea omului, Geneza 6, era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Uitați-vă versetul 11 ce spune. 11. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu și pământul era plin de silnicie, stricăciune câtă vrei.
Și versetul 12. Dumnezeu s-a uitat pe pământ și iată că pământul era stricat. Observați de câte ori se repeta asta. Căci orice făptură îți stricase calea pe pământ. Asta era. Și a venit potopul. Stricăciunea a ajuns la culme. Privim la ce se întâmplă în zilele noastre și ne întrebăm, Europa asta creștină, care altădată ținea sus steagul adevărului, și acum mii de biserici închise, unele transformate în discoteci. Am văzut eu personal biserică, eu n-am intrat înăuntru, dar mi s-a spus, uite, acolo sunt discoteci, în Portsmouth, în Anglia. Am intrat într-o biserică în altă parte, m-a dus cineva și când am intrat, se vedea frumos că e biserică, și când am intrat, așa și m-am uitat, în partea dreaptă, bar, oameni care stăteau acolo, sticle, băutură, am făcut discret câteva poze și inima plângea de durere și am zis, Doamne, alții au trudit și au construit biserica și ăștia, uite ce au făcut. Observați câtă stricăciune. Și toate astea le vedem, ați văzut. Mergi de fotbal să-l vadă și steaguri în biserică și suspendă și programul să vadă meciul, nu? Da? Și-s bine. Și alții aplaudă, zice, Doamne, ce bine, Doamne. Ai văzut? Ăștia-s moderni. Ăștia-s buni, ăștia-s buni, da? Dar unde te duc? Aia e problemă. Aia e problemă. Pentru că observați dumneavoastră în lumea asta, orice făptură spune pe vremea aia, stricasă calea pe pământ, tu ce vrei? Să ai stricată sau să ai așa dreaptă? Aleluia. Că noi cântăm cântarea aceea așa frumoasă, pe cale îngustă. Aleluia. E luptă, nu-ți plăceri, așa e. Dar atât de frumos spune acolo, drept la cer, conduce. Doamne ajută-ne să ajungem acolo, în împărăția Ta. Și în al patrulea rând, foarte pe scurt și închei. Ca să avem din belșug intrare în împărăția lui Dumnezeu, e un lucru aici foarte important. În versetul 10 zice, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Al patrulea lucru, să căutăm să ne întărim chemarea. Am primit o chemare deosebită. Observați în Evrei 3:1 spune, de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Avem parte de chemarea asta, să fim cu Iisus, să fim în împărăția Lui. Doamne ajută-ne! Dar apostolul Pavel spunea atât de clar pe când era în închisoarea din Roma, în prima detenție, și uitați-vă în capitolul 4, versetul 1, el spune acolo, în Efeseni, capitolul 4, versetul 1, aici spune aceste cuvinte. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Știi ce important este să ai acea purtare și nu oricum, ci în chip vrednic de acea chemare pe care am primit-o? Domnul să binecuvânteze biserica din Dobrinj. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți fraților. Ce vă predic dumneavoastră, îmi predic și mie. Dacă îmi doresc mie, doresc și dumneavoastră să putem intra în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să ni se dea fiecăruia belșug de intrare în împărăția lui. Dar până atunci, ascultați, dacă vrem să avem belșugul ăla de intrare, în primul rând, să căpătăm credința dată sfinților pentru totdeauna. Doamne ajută și să o trăim, să o avem. Amin? Amin? În al doilea rând, am spus să avem cunoștința deplină, să ajungem la cunoștința deplină a Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne ajută-ne! În al treilea rând, să fugim de stricăciunea lumii și în al patrulea rând, să ne întărim chemarea. Aleluia. Și nu ne vom putea întări decât cu privirile ațintite spre Iisus, nu în stânga, nu în dreapta. Cum spune tot Pavel în epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 1, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să stăruim în alergarea care ne stă înainte. Și mai uitați-vă ceva, versetul 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus Hristos. Pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit cruce,
a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Aleluia. Domnul să vă binecuvânteze. Aleluia. Dumnezeu să ne umple de har, Dumnezeu să ne umple de putere, aleluia, să putem trăi cum ne cere El, să ne întărim chemarea și când va veni Iisus să ne spună: veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită încă înainte de întemerea lumii. Amin.